Bun găsit, prieteni! Cu câțiva ani în urmă, Honda a lansat pe piață un model de motocicletă Sport Touring de 800 de centimetri cub, care a fost oarecum neglijată. VFR 800X Cross Runner. Motivul pentru care marele producător a decis să apară pe piață cu o motocicletă pe care nici măcar ei nu o considerau perfectă, a fost necesitatea de a exista pe piață un model Honda într-o categorie foarte solicitată, din ce în ce mai căutată, aceste sport tourere de clasă medie. Au trecut 3 ani, timp în care prima generație de cross-runnere s-a zbătut nebeneficiind de vânzări spectaculoase. Honda a hotărât să încredințeze acest proiect unei societăți specializate europene și după o muncă asiduă și după multe teste în tunelul aerodinamic, a apărut cea de-a doua generație cross-runner. Asta s-a întâmplat în anul 2015 și noi avem ocazia să vă prezentăm azi modelul 2017 cross-runner VFR 800X. Preluând ceea ce era mai important de la primul model VFR 800F, motorul cu arhitectură specială, 4 cilindri în V la 90 de grade, cu 4 supape pe cilindru DOHC, cadrul și subcadrul, această a doua generație de cross-runner a schimbat complet restul componentelor. Se pare că motocicleta a fost studiată în peste 100 de reprize în tunelul de vânt, pentru ca această caroserie să ajungă la forma finală pe care o vedem și să fie mai economică, mai ușoară, și de ce nu mai frumoasă decât primul cross-runner. Motorul furnizează 107 cai putere la 10.250 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 79 Nm la 8.500 de rotații pe minut. Dar mai important decât performanțele motorului sunt două soluții tehnice adoptate pe acest motor. VTEC, soluție care caracterizează motorul VFR 800, și controlul tracțiunii produs de Honda. Sistemul VTEC produs de Honda ar fi trebuit să se numească altfel, pentru că denumirea completă a acestui sistem este Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, adică în loc de VTEC ar fi trebuit să fie VVTELEC. Evident că sună mai bine VTEC, dar ce face acest sistem? Este produs să alimenteze mai mult timp și cu mai multă benzină motorul în regim de turație ridicată. Cum se rezolvă această problemă? Foarte simplu, și dacă mi-ar fi spus cineva înainte cum funcționează acest mecanism, întrebam de ce n-a inventat-o altcineva. Supapele sunt acționate de culbutori și aceștia sunt puși în mișcare de niște came. Ei bine, la turația de 6500 de rotații pe minut, unitatea centrală comandă un flux de ulei, un jet de ulei, care acționează un știft, acest știft îndepărtând culbutorii. Nu vreau să folosesc termenul crăcănează. Culbutorii fiind deplasați, ei nu mai sunt antrenați de aceleași came, ci de o camă centrală aflată pe vilbrochen, care fiind mai mare, deschide mai mult supapele și pentru o perioadă mai lungă de timp. Iată ce era de demonstrat, s-a demonstrat. Un al doilea sistem foarte interesant este cel al controlului tracțiunii. Spre deosebire de alte sisteme care pur și simplu comandă închiderea sau oprirea accelerației, în cazul nostru, timpul de aprindere este întârziat și volumul de combustibil trimis prin injectoare este dozat, limitat, dar nu pentru toate injectoarele, ci numai pentru o parte dintre ele. În acest fel, toată gestiunea procesului este făcută mai lin, mai curgător, nu brusc, închis, deschis, așa cum ar comanda unitatea centrală accelerației. Chiar dacă motorul spectaculos și sistemele electronice de care vorbeam reprezintă niște mari avantaje pentru acest model, masa totală a motocicletei reprezintă unul dintre puținele minusuri. Motocicleta are 242 de kilograme la plin și asta înseamnă cu mult peste 20 de kilograme peste toate celelalte concurente ale aceleiași clase. Sigur că arhitectura motorului impune această mărire a greutății și atunci
producătorul a fost obligat să caute mijloace prin care să reducă masa. Sub cadrul motocicletei a fost construit din aluminiu și numai de aici s-a câștigat 1,2 kg. Anvelopele au fost modificate și au fost folosite cele care sunt și pe Ducati Multistrada, căutând și de aici să reducă masa motocicletei. Dar totuși, după toate eforturile, ea rămâne ridicată, 242 de kg, și să nu uităm că acest punct poate să fie unul dintre criteriile pe care un potențial cumpărător le ia în seamă. Pe lângă avantaje, pe lângă dezavantaje, motocicleta are un preț puțin mai ridicat decât unele motociclete la clasa ei. Costă 12.690 de euro, toate taxele incluse, dar, repet, motorul prezent pe motocicletă este unic. Și numai pentru bucuria de a auzi zgomotul pe care îl emite Vitecul la peste 6.500 de ture, merită să faci un efort și să măcar să testezi această motocicletă, dacă să nu o și cumperi. Toate celelalte componente ale motocicletei, mă refer la reperele importante, sunt de excepție. Furca de față de 43 de mm este făcută cu cartuș și este setabilă. Amortizorul de spate ProLink este cu gaz și de asemenea beneficiază de setări. Frânele sunt foarte eficace, cu discuri flotante de 310 mm pe față și etriere cu 4 pistonașe, iar poziția pe care o ai este foarte comodă, fiind mult diferită față de prima generație de crossrunner. Este o motocicletă care, chiar dacă este destul de masivă, poate fi controlată de aproape oricine. Eu nu sunt unul dintre piloții înalți, dar stau foarte bine și ceea ce este mai important este că aproape toată lumea poate ajunge cu ambele picioare la pământ, pentru că șaua are două poziții și poate fi coborâtă cu 2 cm față de poziția standard. Până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!